Bună ziua, avem o problemă uriașă pe care nimeni nu pare să o bage în seamă. Firmele mici din industria turismului, fie că vorbim de mici agenții, de restaurante, de familie sau de proprietari de pensiuni. Guvernul a venit cu soluții pentru mediul de afaceri, dar nu s-a întrebat nicio clipă cum vor putea evita falimentul IMM-urile din industria ospitalității. Nu avem un calendar al redeschiderii domeniului, în primul rând. Toți vecinii noștri au așa ceva, că vorbim de Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Croația. Apoi, ce forță are să reziste un proprietar de pensiune, de restaurant, o agenție mică de turism, când este clar că nu are acces la credite bancare, fie și prin IMM Invest? Să ne reamintim că aproape 80% dintre companiile românești sunt nebancabile, nu au acces la ghișeul unei bănci, sunt prea riscante, insolvabile, etc. De unde bani pentru furnizori? De unde bani de salarii? Ce vor investi în implementarea unor reguli de distanțare fizică, de siguranță? Veți spune poate că guvernul i-a păsuit până în decembrie cu datoriile acumulate până la 31 martie. Interesant aici, dacă o firmă își depune declarațiile la fisc luna următoare, pentru luna curentă, înseamnă că vorbim de datorii acumulate până în februarie inclusiv. În acest caz, pentru cine este amnistia fiscală? Dacă era vorba de firmele afectate de blocaje, ar fi trebuit ca amnistia să cuprindă datorii acumulate între lunile martie și iunie. Așadar, ce facem cu firmele mici din industria ospitalității? Se vor descurca cum pot într-un mediu total neospitalier, la negru, la gri, asta în cel mai fericit caz.